Focuri de artificii, rugăciuni și mâncare tradițională. Așa a fost sărbătorită în India alegerea Kamalei Harris în funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii. Familia se declară mândră de succesul ei și de faptul că dintr-un imigrant de primă generație a ajuns să fie prima femeie care deține această funcție. De altfel, Kamala a fost poreclită deja Obama feminină. Kamala Harris scrie istorie în politica americană. Este prima femeie care va ocupa funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii. Rezultatul scrutinului din SUA a stârnit sărbătoare în India. Cu petarde și focuri de artificii, mai multe rude, dar și simpli susținători ai acesteia s-au bucurat enorm de acest moment de glorie din cariera. Kamalei. În satul tamil din India, unde s-a născut bunicul său matern, oamenii au făcut un rangoli, o operă de artă din orez colorat pe care au scris Felicitări Kamalei Harris. Este un moment de mândrie pentru toată populația feminină. De asemenea, în New Delhi, localnicii au lăudat originile indiene ale Kamalei Harris, iar unii au pregătit mâncare tradițională. Numită deja Obama feminină, Kamala Harris s-a născut în Auckland într-o familie de imigranți. Rudele sale locuiesc în India, dar vor călători în Statele Unite pentru a participa la ceremonia din ianuarie de investire în funcția Kamalei. Apropiații consideră că întreaga ei carieră poate reprezenta o sursă de inspirație pentru alți imigranți de origine indiană din SUA. Kamala Harris este femeia premierelor în politica americană. A fost prima femeie procuror general din cel mai populat stat al Americii, California, iar acum este prima femeie care deține funcția de vicepreședinte.